Măicuță, caut astăzi cu nădejde în fața ta, căci am în suflet o dorință pe care vreau să mi-o îndeplinești. Și pentru că de fiecare dată când am venit la tine cu rugăciune, tu m-ai ascultat și de îndată mi-ai împlinit ceea ce ți-am cerut, nădăjduiesc și acum că vei primi această rugăciune și că îmi vei îndeplini dorința. Măicuță, născătoare de Dumnezeu și ajutătoare a celor ce se roagă ție, nu mă îndoiesc de puterea ta cea făcătoare de minuni pe care ai primit-o de la Dumnezeu. Cred cu toată credința mea în minunile pe care le-ai înfăptuit până acum și cred în minunatele tale arătări cu care de-a lungul anilor ne-ai luminat și ne-ai minunat. Și cred că mă asculți acum, în această clipă, când îți trimit aceste cuvinte și că dorința cea vie din inima mea mi-o vei îndeplini de grabă. Dar până atunci nu mă voi arăta fără răbdare în fața ta, ci voi stărui în continuare în rugăciune. Mă voi ruga zi de zi ție și voi păstra credința neîndoită în minunile tale și voi încerca prin fapte bune creștinești să mă arăt vrednic de a mi se îndeplini dorința și de a fi părtaș minunilor tale. Maică, tu ești nădejdea mea și în puterea ta mă încred astăzi și mâine și până în veacul cel din urmă. Amin. Maica Domnului și născătoare de Duh Sfânt, cea care ești ocrotitoarea familiei, a celor în nevoie, dar și a celor împresurați de boală, deznădejde sau patimă. Ascultă, Maică bună, puțina mea rugăciune și ajută tu familia mea și pe toți cei apăsați de suferințele lumești. Pe cei din familie ce se luptă cu văpăile ispitelor, învrednicește-i ca să rămână în curăție și să nu se abată ei de la sfânta credință. Pe cei greu încercați de lipsuri și de nevoi, trimite-le minuni și bucură-i cu darurile tale. Pe cei aflați în necaz, izbăvește-i și redă-le lor zâmbetul cel ferit de înfruntări și nedreptăți. Iar pe cei ce greutățile vieții i-au risipit în țări străine, ține-i în credință, ajută-i și alină-le lor sufletul cel îndurerat de înstrăinata viețuire. Ține tu, Maică, familia noastră în înțelegere, bunăstare și bună cuviință și ocrotește-ne în fața primejdilor și a celor ce caută să ne dezbine. Amin.